să nu fie cu, nu știu, cu entități negative. Bă, peste voi, să nu mă ascunde. Nu simți și voi la fel? Să tușesc așa în continuu. Mie mi se pare că mi s-a zis tot foarte, foarte, foarte mai bine decât putea să-mi spune cineva. Cu toții cred că am auzit zvonuri despre grupări secrete, secte precum Illuminati, cum manipulează aceștia, despre ritualuri precum vinderea sufletului, sacrificii pentru succes și așa mai departe. Și astăzi i-am chemat la mine pe Dorian Popa, Imogen și Inisebi cu scopul de a introduce maestrului meu Robert din noua sectă dubioasă în care am intrat eu, să vedem dacă îi convingem să intre și în această sectă sau măcar să-i speriem de tot. Hai să vedem ce a ieșit. Dar băiatul ăsta cum vine, mă? Nu știu. Și cum se decolează într-o oricică, așa oricică și un pic mai. Oh, da. Ai de la tine? A? Ce, mă? Ai față de la tine? Nu, mă, la mine acasă n-am mai fost niciodată. What the fuck? Nu, mă, ce n-a crezut că o să înceapă vreo farță în moment, dar eu am crezut că vechi și mă sperii cu vreodată, după cum și cu tăia. Viața mea, nu. Păi nu, începeam filmarea deja dacă era. Eu am avut așa o voce cât îmi făceam duș. Bă, de ce v-am adus eu aici azi? Nu prank-uri sau... De ceva timp, gen, ați văzut că merge foarte bine, gen. Parcă ți-am mai zis că eu vorbesc cu un om de ceva timp, gen cu, e psiholog, e de-astea, e maestru spiritual și gen el m-a ajutat cumva să am un boom în ceea ce fac. Cred că și ție ți-am mai plăcut ideea. Da. Te-am sunat și acum. Cu beneau acum, da. Da, da, da. Și gen în seara asta gen vreau să-l cunoașteți. Gen, v-am adus pe ăștia mai apropiați, e nouă vecină acum, ca să-l știți. Ce zic cum cu păpuzele a vădut? Nu, mă, nu. Să vă prezinte cumva ce mi-a prezentat și mie și gen de când am intrat e tot ok. Faza e că niște energie există. De când ai intrat unde, mă? N-am intrat, mă, undeva. Cumva am intrat cu el pe fir ca să mă învețe și să știu să folosesc cumva chestiile astea. Și ce zic? Crezi că ți-e frică cu energie cu de-astea? Păi nu știu ce să zic, anticredințe și de-astea sau... Bă, nu. Nu e anticredință. Pentru băiatul meu, dar nu, adică totul până la Dumnezeu, da? Deci nu e treabă cu dar nu. Nu a prins pe aici o Ouija board, mutați mâinile, vine... Bă, nu vine... cum e Voldemort? Cine e Voldemort? Dar nu energie nasoale, da? Cum am făcut la ușa? Lucruri. Gata! Comentam cu toți. Nu știu, da? Bună seara. Salutare! Le-am făcut o introducere, gen, le-am zis că... Bine, nu le-am dat multe detalii, dar gen le-am zis că... Na. În primul rând, mi-aș dori să mă prezint. Eu sunt Robert. Eu sunt Sebi. Marius. Foarte bine, Marius. Dorian. Ceea ce ofer eu, și de fapt nu eu, pentru că eu sunt un simplu om, ci îngerii mei păzitori. Nefilimii, cei care au venit pe pământ la un moment dat și despre care se spune că sunt creatorii noștri, au continuat să vină pe fața pământului și să transmită cunoașterea lor anumitor grupuri și harismele, energia lor și așa mai departe. Ei m-au înzestrat pe mine cumva cu acest har, ceea ce ofer eu, de fapt, ei, prin mine și prin intermediul altora ca și voi, este de fapt această cunoaștere. Eu vreau să vă întreb ceva personal fără să deranjez. De ce nu se poate da mâna sau? Adică nu mi se pare normal, nu știu. Nu trebuie să ne atingem înainte de ritualul pe care îl vom face, îmi face o mică rugăciune și la sfârșit, dacă toată lumea vrea, nu e nicio obligatorie, nicio formă, e o rugăciune către îngeri, cumva, da? Către nefilimi care sunt cu noi și care dacă vrea cineva să primească aceste carisme, veți vedea puterea lor. E o chestie interesantă pentru că acea cunoaștere pe care ei oferă e pe bune și o să vedeți, adică se poate vedea lucrurile astea. De exemplu, Dorian, tu ești un ales al nefilimilor, să știi, în sensul cel mai frumos al cuvântului, pentru că ești sufletist și lor le place lucrurile astea. Eu nu știu ce înseamnă nefilimi. Nefilimii sunt îngeri. Îngeri păzitori. Ah. Și ei văd că tu ești un om sufletist, dar problema lor este că, uite, tocmai când ajungeai în vârf, acum trebuia să ai un vârf al lucrurilor tale și al apogeului tău și tocmai acum ai dat în bară și ai dat o nasol în bară și simți nevoia să te retragi, să te duci undeva, să te închizi în tine cumva și să te retragi undeva în pătrățica ta. Și e real ceea ce ei spun. Adică ei simt chestia. Ok, ascult. Problema este că ei cumva vor să-ți ofere aceste harisme și nu înțeleg de ce ești așa indolent. De ce, adică indolent? De ce vrei? Păi pentru că tocmai în momentul în care tu urma să te ridici, tu ai nevoia să te retragi. Cum poți să faci lucrul ăsta? Păi nu vreau să mă retrag, dar e normal când simți niște energie negativă să te dai un pic înapoi, să te aperi, nu? Da, dreptate.
Doar că ei sunt supărați pe tine pentru chestia. Ascult în continuare, nu? Adică trebuie să înțeleg ce am de făcut sau nu știu. O să vezi până la sfârșit ce, ce ai de făcut. Dar vă rog frumos, nu ritualuri, nu chestii de genul. Nu știu, am vorbit cu Teo de la început, i-am spus eu, da, nu am e, credința nu mea, ritual, nu-mi dau seama dacă... La început. Ok. Nu e, nu. Dacă este o rugăciune, sunt total de acord. Poate cum vă sună până acum? Bine, dar aș, cred că mai e de ascultat. Păi da, clar. Mai clar, dar ziceam așa să văd. Este de ascultat. Ești ok? Da, nu, n-am nicio problemă cu nicio atingere, cu asta nu. Timp... Fie cu, nu știu, ritualuri, spirite și alte, că nu... Poate vrei să vezi puterea. Vorba lui Dorian, doar să fie cu Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care a creat totul și se află în toate celulele Universului, dar există niște creatori. De asta în Biblie spune Elohim. Elohim este Dumnezei la plural. Sunt ființele Lui care au venit și au creat lumea asta. Ei au legătură cu noi. Asta e pe bun, e un mister, este o inițiere, nu este niciun fel de vrăjar. Tu ai un suflet foarte tare. Asta, și le place de tine. Dar tot continui să spui că nu vrei cu spirite, că nu vrei. Eu spun că sunt cu spirite. Spirite sunt îngeri. Nu sunt eu care fac. Bun, poate m-am exprimat eu greșit. Să nu fie cu, nu știu, cu entități negative. Să nu fie cu draci laci cum. Dacă vrei să cunoști puterea lor, stai, mă, asta este puterea lor. Băi, ce faci, mă, cu asta? A, și am uitat să vă zic ceva. Dorian e complicele nostru la farsă de asta, reacțiile astea. Nu trebuie să te sperii sub nicio formă. Eu am spus de la bun început, nu trebuie să ating pe cineva ca să se manifeste această putere. Astea sunt spiritele care fac aceste lucruri. Și fain, ei pot să-ți dea. Nu te sperii. Stai, mă, oprește. Opresc, opresc. Deci nici o căldură, dar ei îți dau treaba asta tocmai pentru că ești un ales. Trebuie ce face, doamne. Și le plac oamenii cu un astfel de suflet. Pe mine pare, aproape nu îi se întâmplă nimic, chiar nu îi se întâmplă. Dar e cap. Probabil că dintre voi ați mai fost la șamani sau mai fost pe undeva. Adică nu cred că e voi necunoscut. Dar vă rog frumos, nu vă conectați la mine așa, nu cu de-astea. Ok, îmi cer scuze că am conectat fără să-ți cer voi, am vrut doar să-ți împărtășesc. Să stabilim ce se întâmplă, să nu ne... Din puterea lor. Te cer, nu știu ce întâmplă. Simt o bucurie. Da, e bucurie. Tu nu zici nimic? Sunt foarte curios. Da, am înțeles. De exemplu, tu ai o karmă spirituală. Karma spirituală înseamnă în felul următor. În primul rând, că nu ții sufletul liber. Băi, nu știu. Acești îngeri nu sunt nouă putința de a se materializa, de a fi oameni. Și a fi om, practic, e cel mai frumos lucru care poți fi. Și lor le place treaba asta. Adică ei cumva sunt geloși pe oameni că ei pot să trăiască o astfel de experiență. Că noi iubim, urâm, ne supărăm, ne bucurăm, avem atâtea chestii de făcut. Ceea ce este de făcut în privința asta, dacă vreți aceste lucruri și așa, este să le dați voie cumva să se exprime prin voi. Dar asta e o chestie divină, o rânduială divină. Ei au un număr de oameni pe care și aleg cumva deocamdată, bineînțeles, la un dat toți trebuie să ajungă acolo, dar... Păi și religia nu spune să nu-ți crezi alți Dumnezei în afară de mine, zice Tatăl nostru Dumnezeu. Da, în același timp, pe chivotul legii în Vechiul Testament, există doi heruvimi care stau cu aripile întinse unul către altul, sculptați Moise, a dat voie să se sculpteze, iar pe perdelele templului din Vechiul Testament sunt pusuți cu ață roșie, anumiți îngeri, în fața cărora oamenii din Vechiul Testament își aduceau darurile și se închinau lui Dumnezeu. Acum, nefilmii vor să spună ceva și despre tine, dar o să vă rog, nu vă supărați pe mine. Doar transmit ce mi se spune, în ceea ce îți privește pe tine, există o karmă mentală, ceea ce e foarte interesant. Pentru că știi că anumite momente, spun nefilimii, în care tu vorbești cu anumiți oameni și există o pauză în care tu îți repeți în gând ceea ce vrei să spui. Cumva există o confuzie mentală de câteva secunde în acele momente, la tine există o tendință foarte ușor să te învinovățești, te învinovățești tu pe tine și să te simți cumva ciudat, știi cum e aia, în momentul în care se întâmplă ceva, eu sunt vinovat primul, eu mă judec pe mine prima dată și mă întreb ce am făcut eu. Asta se trage și din subconștientul tău, de la un atașament foarte frumos față de mamă și un respect pe care l-ai în subconștientul tău față de femeie. O plecare a ta rațională e foarte interesantă, deci o putere mentală fantastică, doar că, calmi fiind, încă n-ai descoperit-o și nu mi se pare nici târziu pentru că ești tânăr și așa. Cum să ai servit tu? 19. Într-o altă viață, tu ai fost autoritate politică, pur și simplu pe politic. N-ai dus lucrurile spre domnul sau așa, dar ai mai manipulat și pentru propriile tale interese, prin un denel de putere pe care ai avut-o și prin inteligența foarte crescută pe care ai avut-o. Mie mi se pare că mi s-a zis tot foarte, 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 mai bine decât putea să spună cineva. Mulțumesc. Chiar foarte adevărat ce ați spus. Îngerii mei. Eu sunt doar un om. Bun, și ce trebuie să legi acum? Care-i faza? Și chiar mă confrunt cu problema asta și trebuie să vorbesc cu cineva. Te-ai avut simecrierie să văd și dacă mă usi la nevastă, vrea? Te-ai avut simecrierie să văd și dacă mă usi la nevastă, vrea?
Nu, serios, ce trebuie să faci? Foarte bine, nu știu, sunteți ok, sunteți ce trebuie. Trebuie să ne rugăm cumva și să ne rugăm. Trebuie să dăm voie să intre cumva energiile astea, știi? Noi nu ar fi. Nu, în televizor. Bă, ți-ai luat tot prost, ești de bună cap. Bine, tu ești actor mare, să mă vreau la urmă. Asta are impresia că se filmează acum și că e totul o farsă genială. Haide, haide, să intre, noi draci, să intre de bun. Doamne ferește. E toată lumea de acord? Sigur. Eu mă bucur. Iisus Hristi? Nu, nu este Iisus Hristi. Bă, prost, bă, preo, stai, da, faci ăsta să râd. Auzi, nu deranjăm nimic dacă râd eu pe gâna aici. Nu, ăsta... Nu deranjează nimic? Eu pot să râd. Păi nu, dar hai, bă, numai că după aia o să poate mie, te cum vreo energie la Iura. Poate îmi dă cum vreo energie la Iura, te mă cu postile, imaginează-mă. Îmi place veselia. O, Doamne, Doamne, râd îngerii de noi. Doamne, nu se poate și ceva. Iisus Hristi, Luciferus, Pax Vobis, Igitur, Iisus Hristi, Pax Vobis, Igitur, Luciferus, Adam Carmon. Poftim? Vrei fi până acum? Da! E o inițiere. Da, veniți la 15 minute, mă, ce gândesc. Mi s-a rupt degetul pe rând. Da, bă, frate. Nu mă, ce mă îndecere să mă rog. Nu mă, dar m-a lovit. Dar de ce pe unii lovici? Care e diferența între acel cer și lovitor? Ce ai mea? Nu știu, mă ating și mă doare degetul rău, gen. Vă peste voi, să nu mă ascunde. Ce aveți? În regulă. Bă, ce facem? Am ce trebuie. Bă, ce mă? Haideți, haideți cu ritualul ăsta, dracu, că mă așteptam nevastă la acasă. Bă, tu ce-i mă? Ai fost probleme că nu pățește nimic, doar curăță. Că curăță niște chestii până la nimic. Vă zici ceva, mă? Dă-mi pe papă, că dacă dă-o pe tine. Da. Se mai cântați un pic, vă rog, cântați. Se manifestă de cântă. Nu simțiți și voi la fel? Ce vrei să faci? Cum poți să faci? Bă, frate, ce faci să nu transpir continuu? Bă, tu ești... Bă, tu ești... Lasă-l, e desfac, că nu poate să ducă. Săracul nu poate să ducă ea. Hai să-l desfac. Gata, vă rog. Da, am lăsat mine joc. Te iau să le arătăm noi puterea la mine. Cum? Le arătăm noi puterea la mine. Așa, simți să stau că ți-ai jurat. Auzi, stai, poți să-i faci și lui? Păi străiești chestia asta? Depinde la ce nivel. Nu putem forța la moment. Păi de ce? Că au acceptat. Au acceptat, dar depinde la ce nivel. Poate nu-i pregătit pentru asemenea energie. Ești pregătit la serie? Dar la un nivel mai mic. Dar de fi liniște, mă, ce asta. Stai puțin, nu, pe bune. Faceți și lui Mogen, vă rog eu frumos. Poate mă să-ți facă și ție? Ia. Ce intensitate vrei să simți? Ai simțit, mă, ceva? O zvânc, așa. Dar facem țip și mie asta cu bila asta. Ce mă dă atât de ouă, bila? Poate mă să mă dă ouă. Dar ce faci acum... Nu te vine să râgâi. Am
zis că stai aici. Am zis că stai aici. Ok. De ce vine să tușesc așa în continuu? O să vezi, trebuie să demonstrăm puterea lor. Da. Ești pregătit? Da. Tot mi-a fost cu mine, așa, cu lucruri de genul. Așa îmi vine să fac! Aaaa! 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 Știi ce îmi vine să fac acum? Știu, Teo, știu. Aaaa! Erai moge siderat, făcea. Bă, dar pe mine mă enervează să s-a prins în prima. Actorii. Deci înainte să vii, ăsta zicea, hai, ce prâine faci? Și m-am bălbuit după aia tot. Cât ai să recunoști că Ini a halit? Un pic. A halit bine. Da. Zi, mă, ai halit-o? Primele spuse, da. E supărat, uite că ești cine, băi, ce e? Eu mă așteptam la ceva să-i schimbe viața. Marele prank este că spusele sunt adevărate. Dar bă, când te-ai prins pe bune 100%? De când a început să vorbească prima dată, când a zis luată. Păi și de ce te-a luat anxietate? Păi s-a făcut rost aluiși de bun. Era actor, mă. Păi, era actor. Eu mi-am dat seama când s-a făcut așa cu mâna și s-a dus Teo așa și mi-a făcut. Vila, nu? Vila a fost prea mult. Dar m-a bumnit râsul, nu mai puteam. Vila a fost prea mult, frate. Oricum când îl vedeam pe ăsta numai așa, și ce crezi, să și a plecat la mine. Dar eu la așa truna. Eu la un moment dat am pufnit în râs pentru că n-aveai cum emoții. Era efectiv, da. Parcă te făcea să râzi, bă, și făcea să măcar să nu strige pentru Irisemi, că Irisemi și asculta povestea, era așa. I-am văzut și camera aia de acolo și am văzut și aia de merge. Acolo, dar am zis să... De unde? Mă uitam peste tot să văd dacă-s camere. Ulu, doamne! Bă, sperăm că v-a plăcut. Nu uitați de like, share, subscribe și asta. Follow la băieți. Ce-a fost mai aia cu apa, mă, mâncăță și cu râs? Nu mai știam ce să fac. Dacă vreți să vă treziți cu nefilinii, vă rog frumos, dați un subscribe. Vă pupăm, băi, aveți grijă de voi.